Nicolae Guță și Beyoncé de România și-au făcut de cap fiecare separat, cu toate că se plângeau în presă că sunt supărați pentru că fiica lor, Anaïs, ar fi bolnăvioară. Cei doi nu par deloc afectați, aș petrece nopțile în cluburi alături de prietene, iar el și-a pus mâinile pe o blondă sexy, alta decât Mădălina. Când toată presa mondenă voia că Nicolae Guță și Beyoncé de România ar fi distruși de durere pentru că fetița lor, Anaïs, ar suferi de o boală care îi afectează creierul, de fapt, lucrurile se pare că nu stau deloc așa. Ei bine, regele femeilor, pardon, manelelor, nu a stat cu minte, ci și-a lipit ochii de bustul unei blonde și mâinile de trupul ei fierbinte. Când te îndrăgostești, e tare frumos, totul ți se pare rost. Ba, para, pa, 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 pa. Și dacă Guță și-a făcut de cap în clip, nici Beyoncé nu s-a lăsat mai prejos. Blondina a postat mai multe poze pe Facebook la ore foarte târzii. De parcă nici nu ar avea un copil mic, Mădălina lui Guță a dat iama în cluburi. Blonda s-a fotografiat împreună cu una dintre prietenele ei, începând de la ora 10 seara până în zori.